de la problemele financiare pe care le avea, acum Mihai Trestariu intră cu pași repezi pe primele poziții din top ai celor care știu cum să multiplice banii. Am aflat cum face artistul 1 miliard de lei în doar 3 luni. Merge bine, deja am rezervări pentru Paște și 1 mai, adică rezervări full, s-a dat tot și am și 80% din vară ocupată, adică pentru lunile iunie, iulie, august deja e aproape dat, că eu am învățat lecția și trebuie să redai din timp. De exemplu, acum ai 200 de lei, dar în iulie și august, unde-i vârf, e 350 de lei un apartament. Dar este, că e la malul mării, au bucătărie, au tot ce trebuie. Adică acum ai lăsat puțin mai jos acum pentru sezonul ăsta, nu? Da, eu am lăsat oricum mai jos prețul. La mine în bloc același apartament este 550 de lei apartamentul pe noapte. Sau 600, 700 dacă au mai pus ceva mai de lux. Eu am lăsat cu jumate, cam 350, cel mai mult. Am învățat lecția asta. Eu am 6, mie mi-e mai ușor să scap prețul. Eu vreau să le dau, să nu stau cu ele. Am înțeles. Și atunci le dau repede. Ți-ai făcut un calcul cam cât vei scoate? Eu scot deja vara trecută, am scos 30.000 de euro. Deci cam așa o să scot și acum. Pe vară, pe o vară întreagă. Am înțeles. Asta e o sumă destul de importantă. E bună, da. Și nu e greu, am o cameristă, i-am făcut carte de muncă și un administrator le-am făcut. Deci doi angajați. Dar raportul între cheltuieli și venituri bănuiesc că e foarte bun, nu? Asta e ideea. Da, păi dar cheltuielile s-au cam făcut și nu se consumă gaz mult, că nu e caniculă, nu e frig de iarnă, vara nu e. Și atunci lumine cât se consumă, că stau la plajă toată ziua, nu se consumă mult. Deci facturile vin mici. Ai reușit să-ți acoperi acel împrumut pe care l-ai făcut acum câțiva ani? Am reușit, mai am 70.000 de ron, vreo 14-15.000 de euro, nu știu cât înseamnă. Mai am. Din 5 miliarde am aproape cam dat tot. Deci eu zic în vară intru fără datorii. Vreau să sumă mult la casă. Acum stau la bloc, în Mamaia Nord, s-au umplut de ucrainieni, mă enervează, fac grătare în bloc, în balcoane, n-ai să vezi. Și vreau să fug de acolo, că a început să-și pună muzici în limba rusă, zic, eu am venit la liniște și voi îmi faceți gălăgie. Și atunci fug eu de acolo și vreau să-mi fac o casă, strâng bani de un teren, o casă, tot în județul Constanța, ca să fiu pe aici, că mai am și o școală de muzică, trebuie să fiu aproape de ea. Da. Și atunci undeva la pădure m-aș duce, printr-un sat apropiat, să fie copaci și liniște. Era...